Această seară, întâlnirea pe care vă propunem este o întâlnire în direct. Invitații noștri au sosit, sunt alături de mine, bine ați venit, Gravițiu Lucenta de la Oradea și Claudel Pădat din Timișoara. Împreună o să continuăm o discuție pe care am început-o în urmă cu două săptămâni. Am avut atunci o emisiune sub același generic, Cultura Onoarei. Am discutat atunci mai mult despre dimensiunea onoarei în familie și în biserică. Și ne-am propus să discutăm astăzi în aceeași notă, să extindem discuția noastră și să vorbim despre a onora pe Dumnezeu și a onora ceea ce El a instituit, ceea ce El a poruncit. Și pentru cei care n-ați urmărit emisiunea anterioară, aveam câteva minute să trecem în revistă niște lucruri de bază, de ce discutăm despre cultura onoare. Este o poruncă, este un îndemn, sunt principii biblice, ce înseamnă să onorăm, nu știu, poate frate Iuliu, poate puteam să începem această discuție. Eu a onora, pe cine să onorăm? De ce are Dumnezeu nevoie de a fi onorat? Poate alte cuvinte similare. Poate în Biblie apare mai puțin cuvântul a onora, apare a cinsti, a prețui. Dumnezeu este Creatorul nostru, Dumnezeu este Mântuitorul nostru, Dumnezeu este Suveranul absolut al Universului și trebuie să îl onorăm pentru ceea ce este. Îl onorăm pentru ceea ce face. Trebuie să fim pătruși de această cultură a onoarei în viața noastră personală, în viața bisericească, și această cultură a onoarei trebuie să pătrundă și în societate. Sinonime la a onora, a cinsti, în mod deosebit în traducerea Cornilescu, găsim cuvântul acesta, a cinsti pe Dumnezeu, și vom folosi termeni interschimbabili, a prețui, a... Dumnezeu așteaptă să-L onorăm. Și ceea ce este remarcabil, că există această promisiune în 1 Samuel, capitolul 2, versetul 30, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, adică voi onora pe cine mă va onora. Deci nu doar că Dumnezeu așteaptă, Dumnezeu are și reciprocitate. Mă onorez, te onorez, mă disprețuiești, te disprețuiesc. Deci are și efectul acesta al reciprocității. Interesant că am început discuția cu gândul să găsim modalități, forme de a explica cum noi să-L onorăm pe Dumnezeu, și Claudia a dus în discuție o reciprocă. Dumnezeu ne-a onorat pe noi și vorbim de grădina Edenului. Dumnezeu atât de mult a onorat omul cât i-a dat dreptul chiar să aleagă. Pare necrezut pentru El, Creator omului, că ne-a prețuit atât de mult încât ne-a dat chiar și acel drept și acum ne binecuvântează. Poate mai putem arăta cum ne onorează Dumnezeu pe noi. Da, ne-a pregătit mântuire, ne-a dat șansă, ne dă șansă de vindecare, ne dă daruri spirituale. Cum ne onorează Dumnezeu pe noi, frate Iulie? Poate începem din acest punct discuția. Aș vrea să merg pe linia lui Claudiu. Spune în Geneza 1:26 că ne-a făcut după chipul și asemănarea. Astăzi, tocmai acest adevăr este foarte atacat. Că Dumnezeu ne-a onorat prin faptul că a pus în noi. Și de aceea se sublinează foarte tare, chiar și în mediile religioase, ideea evoluționistă. Pentru că dacă ideea evoluționistă este adevărată, noi nu suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, deci Dumnezeu nu ne-a onorat. Suntem animale evoluate. Și atunci cum să ne ia motivația cel rău ca să-L onorăm pe Dumnezeu? Ne ia adevărul despre faptul că Dumnezeu ne-a onorat întâi. Noi trebuie să sublinem, suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și este o onoare pe care nu are nimeni în univers. Dumnezeu ne-a făcut să fim coroana creației Lui. Deci ne-a dat onoarea maximă în univers. Nu îngerii au onoarea maximă în univers, ci coroana creației. De aceea, datoria supremă în univers, nu au îngerii să-L onoreze pe Dumnezeu, ci noi ca și oameni. Și plecând tocmai de la acest adevăr, că a pus în noi chipul și suntem după chipul și asemănarea Lui. Deci de aici trebuie să pornim discuția despre onoare. Și faptul că noi avem datoria mai mare decât îngerii să-L onorăm pe Dumnezeu. Și evoluționismul lovește. De aceea trebuie exact să subliniem, indiferent cu cât patos, evoluționiștii vin și spun, noi cu patos suplimentar trebuie să spunem, eu sunt făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru mine este onoare să port chipul și asemănarea lui Dumnezeu și îl voi onora. Interesant. Înseamnă că ar fi motivația de bază, de esența noastră ca să onorăm pe Dumnezeu și cum se spunea la început, nu de frică sau de teama unor versete biblice. Datorită originii noastre și datorită faptul că ne-a onorat El întâi. Da. E,
Dumnezeu pe pagina Scripturii ne și explică, chiar dincolo de acest început, ne și explică de ce să-L onorăm pe El. În fond, pare destul de abstract pentru un om, poate un începător în credință, să înțeleagă discuția noastră cum anume noi să onorăm pe cineva care este Duh, care nu-L vedem, ne-a creat. Cum, prin ce să-L onorăm pe Dumnezeu? Ce să onorăm la Dumnezeu? Cum? Haideți să încercăm să explicăm niște lucruri simple. Mergem la biserică, respectăm un program, așa în esență, cam cum s-ar pune problema onorării lui Dumnezeu? Că încercăm să găsim niște lucruri practice. Dacă ideea de onorare a început de la Dumnezeu și ne-a fost transmisă nouă, această idee a fost scrisă într-o carte și cartea aceea se numește Sfânta Scriptură. Ori această carte, care este o carte valabilă pentru toți oamenii, conține în ea toate elementele necesare pentru fiecare om. Toate elementele care vorbesc despre tot ceea ce a făcut Dumnezeu ca să ne onoreze și lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere nouă ca noi să-L putem onora pe El. Și primul lucru pe care vreau să-l spun despre acest lucru foarte important, ca un om să-L onoreze pe Dumnezeu, este, așa cum a spus colegul meu, întâi de toate să recunoască că este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta este primul lucru. Pentru că dacă acest lucru nu este bază, atunci nu mai este nimica. Pentru că dacă mama a fost gorilă și tata orangutan, probabil că va trebui să ne facem statui de modelul acela. Dar dacă nu, și cu certitudine nu, Dumnezeu ne-a lăsat aici în cartea aceasta lucrurile pe care trebuie să le înțelegem. Și primul lucru pe care îl apreciază Dumnezeu, uitându-se la noi, și îl ia ca o onorare a ceea ce El este, și onorare este ce este un respect la cel mai înalt nivel, este că ființa creată de El, după chipul și asemănarea Lui, într-un mod conștient și voit, alege să-L cunoască, să-L iubească și să trăiască cu El. Acesta este fundamentul, este baza onorării omului de către Dumnezeu, la adresa lui Dumnezeu. Aceasta este baza. Omul îl poate cunoaște pe Dumnezeu. Faptul că alegi să-L cunoști pe Dumnezeu, să nu rămâi în ignoranță, să nu rămâi cu gândurile tale și cu viața ta și să alegi să te uiți la cer, să crezi ce spune Scriptura, scrisoarea Lui pentru tine, de aici începe în a-L onora pe Dumnezeu. Dacă există, dacă m-a creat, dacă sunt ca El, atunci vreau să-L cunosc. Și dacă încep să-L cunosc și inima mea tânjește după lucrul acesta și îmi pasă de asta și mă îndelernicesc cu lucrul acesta, de aici încolo Scriptura și Dumnezeu, Duhul Sfânt care este pe pământ, ne va învăța toate lucrurile. Ai adus un nou sinonim. Să onorăm pe Dumnezeu, să cinstim pe Dumnezeu, să respectăm pe Dumnezeu. Uite că am găsit un nou sinonim. Ai zis de lucruri practice. Hai să încercăm câteva elemente care să le sistematizăm și să le punem în viața practică. A onora pe Dumnezeu înseamnă să onorăm numele Lui Dumnezeu. Un element este numele Lui Dumnezeu. În cele 10 porunci avem acest aspect de a onora numele Lui Dumnezeu. Exod, capitolul 20, versetul 7, este vorba de porunca a treia. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Numele reprezintă identitatea, reprezintă persoana. Dacă tu vrei să respecti pe un om, îi respecti numele. Dacă vrei să-ți bagi joc de un om, îți bagi joc de numele lui, de identitatea lui. Porunca a treia spune, să nu iei în deșert numele Domnului. A avut loc aici la Timișoara, cu ani în urmă, Forumul Moralității, în Piața Unirii. În 2002. Da. A fost atunci și fostul primar al Timișoarei și fostul deputat în Parlamentul României, Dugulescu, și mi-a revenit această sarcină tocmai de a vorbi despre porunca aceasta, să nu-i îndeșert numele Domnului. Un aspect este aspectul acesta de a vorbi necugetat despre Dumnezeu, de a înjura pe Dumnezeu. Și am întrebat atunci, mărturisiți, cât să înjurați pe Dumnezeu? Majoritatea ridica mâna. A fost șocant. Au recunoscut.
Și când întreb de ce înjur pe Dumnezeu, de ce dezonorez numele Dumnezeu, da, e adevărat, dar de ce să mă descarc? Noi trebuie să venim la atitudinea practică. Eu nu pot să spun că onorez pe Dumnezeu când eu înjur, folosesc negativ numele lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să vedem. Nu merge scuza cum mă descarc. Și vreau să spun că această poruncă a treia rămâne valabilă. Să nu-i îndeșert numele Domnului Dumnezeului tău. Nu-i valabil doar la înjurătură. Și atunci când jur strâmb, cu mâna pe Biblie, de fapt eu nici n-am de gând să respect. Mai bine atunci nu jur decât să mint. Folosirea numele Lui Dumnezeu în diverse discuții. Deci nu putem, dacă nu luăm acest aspect practic, cum folosim numele Lui Dumnezeu? Și aici trebuie să vedem că în cultura islamică se pedepsește cu moartea dezonorarea numelui chiar a profetului, nu doar a lui Allah. Nu pretindem așa ceva. Dar nici ideea aceasta permisivă în care nu contează dacă de 20 de ori pe zi înjur pe Dumnezeu, eu sunt bun creștin. Nu ești bun creștin. L-ai dezonorat pe Dumnezeu. Da, interesant. Deci până acum am două elemente. Am notat eu aceea că onorăm pe Dumnezeu în primul rând cunoscându-i cuvântul, mesajul către noi ca generații. Și în primul numele, să-i respectăm numele. Respectăm, să-i onorăm numele. În vorbirea noastră să vorbim conștiincios, cuvincios despre numele Dumnezeu, să nu l-am îndeșeat numele Domnului. Și mai ales că suntem un popor care înjură mult. Trebuie să recunoaștem. Și avem un limbaj colorat. Da, păi DNA-ul înregistrează la politicieni înjurături că țere. Asta e adevărul. Dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu și nu eliminăm din vorbirea noastră înjurăturile, vom dezonora pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va dezonora pe noi. Indiferent câte rugăciuni facem. Corect. Dați-mi voi să spun un lucru. V-ați gândit vreodată? Și am urmărit asta. Am auzit lucrul ăsta la cineva cu multă vreme în urmă și au fost momente în care am încercat să urmăresc dacă ceea ce omul acela a spus este adevărat sau nu. V-ați gândit vreodată că oamenii îl înjură doar pe Dumnezeu și pe diavol? Niciodată? Și că toate înjurăturile și cele mai murdare cuvinte sunt adresate persoanei lui Dumnezeu, crucii lui Hristos, sângelui lui Hristos și niciodată pe diavol? Asta chiar e la întâmplare? Nu. E foarte interesant. Și închid paranteza. Gândiți-vă, vă rog, la chestia asta. Interesant. Și cred că o să avem un moment de rugăciune, pentru că mulți dintre cei care ne urmăresc poate că au avut momente în care au folosit aceste lucruri. Și alte lucruri, da, numele Dumnezeu e destul de clar că e un element de dezonorare Dumnezeu. Dar după aceea, sunt foarte multe porunci, acum am o întrebare retorică, foarte multe porunci în Biblie, a citit deja una din cele 10 porunci. A respecta poruncile lui Dumnezeu este o formă de a-L onora? E o întrebare retorică, așa vreau să o subliniați și să o exemplificați. Pe pagina Scripturii sunt foarte multe porunci, îndemnuri, reguli. Respectul față de Dumnezeu se vede și în ascultare. Deci, ascultarea de Dumnezeu este o formă de a onora pe Dumnezeu. Luăm cazul lui Moise, studiu de caz. Dumnezeu i-a zis lui Moise să vorbească stânci. Faptul că Moise, în râvna lui religioasă, n-a vorbit și a lovit stânca, Dumnezeu a considerat că a fost dezonorat. A fost necinstit. Deci noi respectăm pe Dumnezeu, îl onorăm, îl cinstim, folosim cei trei termeni. A onora pe Dumnezeu, a cinsti pe Dumnezeu, a respecta pe Dumnezeu, poate mai ușor înțelegem prin această triadă a expresiilor, înseamnă să asculți de Dumnezeu. Hristos l-a onorat pe Dumnezeu. Modelul suprem de a onora pe Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos l-a cinstit pe Tatăl. În Evanghelia după Ioan prezintă în mod deosebit cum Domnul Iisus l-a cinstit pe Tatăl și l-a ascultat până, a fost ascultător până la moarte. Dacă eu încalc poruncile Domnului, eu sunt neascultat de Domnul și îl dezonorez pe Domnul. Cu consecințele de pe care le-a spus. Nici Dumnezeu nu este obligat să ne onoreze mai departe. Și Moise, a dat exemplu lui Moise, practic, a suferit consecințele. Și mai este un aspect. Uneori există concurența aceasta a onoarei. Oamenii dragi nouă, oamenii apropiați, așteaptă să-i onorăm. Dumnezeu așteaptă, Biblia spune, nu, să cinstești pe părinți, să cinstești și pe semenii noștri,
atunci e o concurență uneori. Pentru că onorând anumiți oameni, îl dezonorăm pe Dumnezeu. Și avem cazul unui om religios. În 1 Samuel, capitolul 2, cu 29, avem casa lui Eli. Și Eli n-a respectat ierarhia onoarei și a onorat mai mult copiii decât pe Domnul. Uitați ce zice Scriptura. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele, care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Cum se face că tu, marele preot Eli, cinstești mai mult pe fiii tăi decât pe mine? Adică onorezi mai mult oamenii decât pe mine, chiar dacă sunt oameni din casa ta. Este această capcană să onorăm mai mult oamenii decât pe Domnul. În această concurență a onoarei, întotdeauna onoarea lui Dumnezeu, onoarea lui Dumnezeu trebuie să fie pe locul întâi. Da, e o regulă. Deci, este o ierarhie. Nu înseamnă că trebuie să-ți onorezi oamenii dragi, nu înseamnă că trebuie să-ți onorezi semenii. Dar când este un conflict al onoarei, pe locul întâi trebuie să fie Dumnezeu. Eli, fiindcă nu a dat onoarea lui Dumnezeu, a fost mustrat de profet, cum se face? Adică tu ar trebui să mă onorezi. Nu, tu ți onorezi. Pe locul întâi ți-ai pus fiii, ți onorezi copiii, pe locul doi pe mine. Noi cred că trebuie să facem această revoluție onoarei. Să punem onoarea de Dumnezeu pe primul loc, apoi onoarea de oameni. Păi poate și această emisiune este o piatră la această zi. Pentru că dacă nu, mergem pe drumul lui Eli. Nici legătură cu filmul. Book, cartea lui Eli. Mergem pe drumul casei lui Eli. Adică întristăm inima lui Dumnezeu și vine peste noi mânia lui. Dumnezeu l-a dezonorat pe Eli. Aș spune că prima responsabilitate, și pentru că Iulius l-a adus pe Eli în imagine, acest mare preot, care trebuia să fie exemplul suprem al Israelului, a făcut cea mai mare gafă a vieții lui. El era pus acolo de Dumnezeu, ca să-L onoreze pe Dumnezeu. Și prin exemplul lui, copiii lui și întreaga națiune să pășească după el. Prima învățătură, dacă vreți, de aici este că orice preot și orice pastor are această primă responsabilitate a vieții lui pentru care trăiește. Și anume, prin tot ceea ce el este, la nivel de gândire, vorbire, trăiri interioare, fapte, principii, lucruri, suntem chemați să-L onorăm pe Dumnezeu. Mai presus de orice și întâi. Acesta este primul lucru. Și eu cred că nu există niciun dubiu pentru cei care sunt slujitori că acesta este primul lucru pe care trebuie să-l facem, să-l onorăm pe Dumnezeu. Și modul cum onorăm pe Dumnezeu este monitorizat. E un cuvânt, mai ales de când am intrat în Europeană, e bine cuvântul ăsta, murim după el. Monitorizare. Suntem monitorizați. Acolo sus. Acolo sus. Și vreau să citesc versetul care urmează după versetul 29. Din 1 Samuel 2 cu 30. Voi cinsti pe cine mă cinstește. Adică voi onora pe cine mă onorează, dar cei ce mă disprețesc vor fi disprețuiți. Dumnezeu monitorizează pe toți cei care onorează pe Dumnezeu, zice, mă onorați, mă voi onora. Mă dezonorați, mă voi dezonora. Deci de această monitorizare nu scapi și nu poți păcăli monitorizarea cerească. Pentru că Domnul se uită la inimă. Zice, a, da, cu buzele mă onorez, dar inima nu. Eu te voi răsplăti după inimă. Da, înainte de a, avem și un mic spot video în timp ce colegii mei îl pregătesc, aș vrea să mai întreb ceva. Această onorare până acum ați vorbit-o la nivel de individ, dar Dumnezeu se uită și la modul în care o comunitate, o națiune chiar îl onorează. Avem pe pagina Scripturii un exemplu când Dumnezeu provoacă o națiune în a onora și cum poate o națiune compusă din indivizi cu diverse atitudini să-L onoreze sau să-L dezonoreze pe Dumnezeu, pentru că ne interesează ca națiune română, să știm dacă Dumnezeu se uite și la noi corporativ, nu numai individual ca și credincioși. Ai, Iulie, un gând legat de asta? Dumnezeu onorează indivizi și Dumnezeu onorează comunități. E valabil același principiu. Dacă un individ onorează pe Dumnezeu, Dumnezeu va onora acel individ. Dacă o comunitate, fie biserică, fie națiune, fie stat, fie orice formă de comunitate, onorează pe Dumnezeu, Dumnezeu va onora acea comunitate. Acest principiu al reciprocității în problema onorei este un principiu valabil. Și vedem în paginile Vechiului Testament, când o națiune, de exemplu poporul evreu, cu post și rugăciune l-a căutat pe Dumnezeu, Dumnezeu a onorat acel post, Dumnezeu a onorat acel lucru. Când în istoria Statelor Unite Abraham Lincoln a căutat fața lui Dumnezeu și a fost o națiune care a postit,
Dumnezeu a onorat națiunea aceea și le-a dat libertate, liberarea de sclavie. Dumnezeu onorează indivizi și comunități. Dumnezeu dezonorează indivizi și comunități. Poate mai în partea a doua emisiune să mai vedem în ce măsură noi ca națiune am greșit în fața Dumnezeu în acest domeniu al onoarei, dacă este pregătit să urmărim un spot, o mică contribuție la acest punct al discuției noastre. În viața de zi cu zi, în parcursul nostru pe acest pământ, ca și creștini, în momentul când ne dăm seama care este menirea noastră în activitatea pe care o desfășurăm, atunci facem totul cu pasiune. Și în momentul când știm cine suntem în imensitatea creației Lui și cine este cu adevărat Dumnezeu, atunci cu adevărat ne simțim smeriți înaintea unui Dumnezeu atât de mare și privim pe cei din jur cu un respect pe care îl acordăm Lui și creației care este în fața noastră. Și atunci aceste trăsături de caracter sunt ca o dimensiune a noastră care curge spre cei din jur și nu este ceva forțat care am învățat și am memorat și trebuie să ne gândim la fiecare trăsătură în parte cum îmi desfășoară activitatea sau cum mă comport în această situație sau în această situație. Totul curge prin trăirea de zi cu zi, dar în primul rând trebuie să știm cine suntem în El, în minunata creația Lui și în măreția maestății sale. Cred că noi trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu reprezentându-L și îl reprezentăm pe Dumnezeu trăind ca El, adică trăind și demonstrând caracterul Lui. Și aceasta la modul cel mai practic, atenție, iertare, disponibilitate, fiți slujitorul tuturor, răbdare, rezistență, dragoste, ascultare, înțelepciune, autocontrol. Și când ne gândim la toate aceste trăsături de caracter, la toate aceste virtuți, în contextul practic, mâine în trafic sau într-o împrejurare cu familia sau în fața unui examen, ce trăsături de caracter poți să demonstrezi chiar în acea situație? De ce? Pentru că oamenii ne văd, se uită la noi și noi oricum suntem reprezentanții lui Dumnezeu, însă putem să-L reprezentăm negativ și oamenii să bagiocorească numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne mustră la un moment dat, spune, din pricina voastră este bagiocorit numele lui Dumnezeu printre neamuri. Dar putem să-L reprezentăm și pe Dumnezeu și lăsând caracterul Lui să iasă din inima noastră, în toate domeniile vieții noastre. Cred că viața noastră în ansamblul ei trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu. Practic, acesta este motivul pentru care ne-a creat Dumnezeu, ca să fim pentru lauda Lui, pentru slava Lui. Și e interesant, de-a lungul istoriei, Dumnezeu a dat 3 seturi de legi. A dat un set de legi unei familii, Adam și Eva, apoi a dat un set de legi unei națiuni, poporului Israel, și apoi a dat un set de legi tuturor națiunilor. Și acestea sunt poruncile pe care le-a dat Domnul Iisus. Cele mai multe sunt înregistrate în Predica de pe Munte. Vă reamintim, emisiunea aceasta este în direct, discutăm despre cultura onoare, dar în partea a doua emisiune vom ruga pentru cauzele dumneavoastră. Deja am primit mai multe cereri de rugăciune și vă rog în continuare să ne trimiteți aceste cereri, fie pe e-mail, care este afișat pe ecran, fie pe telefoanele care vă sunt puse la dispoziție. Continuăm aici în studio discuția noastră despre cultura onoare și mă gândeam că ați atins un punct legat de acest model
Tată Ceresc, Iisus Hristos, Iisus Hristos a rămas într-o ascultare completă de Dumnezeu, a făcut doar ceea ce a spus Tatăl, l-a onorat și Dumnezeu l-a onorat și l-a proslăvit la rândul lui. Și mă gândim că acest model Tată Ceresc, Iisus Hristos, este reflectat și la o relație care poate ar trebui să fie naturală între părinți și copii, între semeni, relații bazate pe dragoste și pe onorare reciprocă. Poate că am putea să mai dezvoltăm puțin acest lucru, acest model ceresc a relațiilor de onoare reciprocă din Sfânta Treime cu relații care să fie și aici la noi. Paul Copu, care a avut, o contribuție, vorbea de așa normală onorare lui Dumnezeu a cuiva care este născut din nou, ca ceva natural, ca ceva divin, dumnezeiesc care este în noi, care nu e ceva forțat, obligatoriu, set de legi. Fratele, poate despre această dimensiune spirituală profundă, ca model ceresc pe care noi trebuie să-l trăim onorându-ne semenii, părinți, copii, părinți. Putem onora pe Dumnezeu și lucrul acesta intră și în relațiile interumane, în modul în care gândim. Spune în Filipeni să facem orice gând rob ascultării de Hristos. Eu pot prin gândirea mea să-L dezonorez pe Dumnezeu. Apoi prin vorbirea noastră. Prin vorbirea mea îl pot onora pe Dumnezeu sau îl pot dezonora pe Dumnezeu. Și apoi prin faptele mele. Deci această triadă, gândire, vorbire, fapte. La fel, modul când gândesc despre un om, fie îl onorez prin gândirea mea, fie îl dezonorez. Modul cum vorbesc despre un om, fie îl onorez, fie îl dezonorez. Modul în care am acțiunea raportată la acel om, faptele raportate la acel om, fie îl onorez, fie îl dezonorez. Deci, noi trebuie să avem cultura onorei deja la nivel de gândire. Prin când mă gândesc la Dumnezeu, să-L onorez cu gândul meu, să nu gândesc nimic negativ despre Dumnezeu, să nu gândesc nimic răutăcios despre Dumnezeu, să nu gândesc nimic care să-i displacă lui Dumnezeu. Chiar dacă nu rostim. Adevăratul nostru eu e lumea gândurilor. Eu pot să mă prefac că-L onorez pe Dumnezeu cu vorbirea, dar în gândirea mea să nu-L onorez pe Dumnezeu. Și Dumnezeu și, vreau să prezint o ilustrație. Cineva a vizitat o biserică într-o țară europeană și foarte amabil era acel cleric fața bisericească, față de omul care a vizitat biserica, vorbea foarte vlavios. Și la un moment dat, din discuție în discuție, de fapt a zis fața bisericească, eu nu cred în Dumnezeu. Rămân șocat, dar cum adică tu ești aici cleric, cum nu crezi în Dumnezeu? Da, zice, de dragul părinților, ca să mă onorez părinții am venit. Dar de fapt nu cred în Dumnezeu. Caz autentic. Bun. Este un caz care să ne provoace gândirea. Eu trebuie să-L onorez prin gândirea mea. Foarte mult contează lucrul acesta. Prin vorbirea mea și prin faptele mele. Și tot la fel este această onorare pe verticală. Onorez pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt cu gândul, cu vorba și cu faptele mele. Și este această cultura onoarei pe orizontală. Onorez pe semenii mei prin gândul meu, prin vorba mea și prin faptele mele. Eu vreau despre asta să mai subliniem. Onorând pe semenii mei, că sunt părinți, că sunt rude, că sunt lideri sau copii obișnuiți ale Dumnezeu, aceasta este, onorându-i pe ei, este o formă de a onora pe Dumnezeu. Conform 1 Ioan, da? Deci, dacă, cum poți să zici că iubești pe Dumnezeu, adică îl onorezi și nu-ți iubești semenii? Deci, modul cum îl onorăm pe Dumnezeu este testat și în modul cum îl onorăm pe semeni, conform liniei ioanine. Pentru că vom găsi poate mulți care sunt, au studii teologice și care spun am o relație extraordinară cu Dumnezeu, îl onorez, nu jur, am gânduri curate, dar nu sunt obligat. Modul cum îți onorezi părinții e un test al modului cum îl onorezi pe Dumnezeu. Da. Mă gândesc că sunt oameni care se uită la noi și spun, măi, asta sună bine. Asta sună bine. Dar cum fac eu asta? Că mă strădui de atâta vreme să fac lucrul acesta, să-L onorez pe Dumnezeu și dacă am început să mă gândesc frumos la El, înseamnă că trebuie să-I onorez pe cei de lângă mine, să-I respect,
să le dau întâietate, să-i apreciez, să se vadă lucrul acesta. Nu știu cum se întâmplă. Am un faliment continuu. Cred că ar trebui să ne oprim aici un pic asupra acestui punct. Cum face omul? Sau ce trebuie să facă omul ca să poată ajunge la această înțelegere și la această putere interioară de a realiza, de a aduce în viața lui, sau spus altfel, de a lăsa să-i se aducă în viața lui onoarea pe care a dat-o Dumnezeu și el trebuie să o dea mai departe. Aș spune aici că avem nevoie disperată de o întâlnire personală cu Dumnezeu. Noi nu putem să onorăm ceva ce nu cunoaștem. Noi nu putem respecta într-un mod real, cu mintea, cu vorba și cu fapta, ceva ce nu cunoști. Dar în momentul în care începi să cunoști, mintea ți se schimbă, vorbirea se transformă și acțiunea devine alta. De aceea cred că primul element fundamental de care avem nevoie în a începe să-L onorezi pe Dumnezeu și avea o transformare radicală interioară în onorarea oamenilor, este sau se numește lucrarea nașterii din nou. Noi oamenii avem nevoie să ne naștem din Dumnezeu. Și pentru că l-am prezentat pe Domnul Iisus, care este absolut modelul nostru suprem a tot ceea ce înseamnă o viață curată și o viață care a fost într-un respect continuu față de Tatăl. El ne-a arătat nouă ce înseamnă aceasta, cum se întâmplă lucrul acesta și El ne-a spus, dați-mi să parafrazez, dacă vreți să-L respectați pe Dumnezeu, sunteți chemați la asta pentru că sunteți creați după imaginea Lui, atunci prima nevoie pe care o aveți este să vă nașteți din nou, să-L chemați pe El în viața voastră și să vă nască din El. Și atunci, acel proces interior al transformării se declanșează și începe să crească. Și fiecare dintre noi care avem parte de acest proces interior, pășim în această lucrare de a-i da lui Dumnezeu onoarea și de a-i onora pe oameni. Pentru că, până la urmă, onoarea se învață. Nimeni nu s-a născut cu această înclinație de a onora pe cineva. Toți, de la Adam încoace, după cădere în păcat, suntem egocentrici, suntem iubitori de sine și toată viața este despre noi. De aceea cred că trebuie să ajungem la punctul acesta. Trebuie să ne naștem din nou, ca să înțelegem valoarea care ni s-a dat și să dăm valoarea pe care Dumnezeu spune să o dăm. În fapt, dacă sunt care ne urmăresc, sunt persoane care ne urmăresc și care nu au această naștere din nou conștientă, cred că vor urmări această discuție doar ca niște, o expunere a unor set de reguli, de principii și nu vor înțelege în profunzime ce înseamnă. Și, cred că și obicei... nu este un set de reguli, deci este. Da. Este și, viața lui Dumnezeu în noi care ne transformă. Poate rugăciunea care o pregătim peste câteva minute, o să avem la început chiar o scurt moment de, ca să dăm prilejul oamenilor să se nască din nou. Da. Frate Iuliu, să mai profundăm puțin acest lucru. Onorându-L pe Dumnezeu înseamnă gândire în vorbire și pe orizontală în relații, raportări la semeni. Ai pomenit de câteva ori relația părinți-copii ca onorare și sunt foarte mulți care ne ascultă și din biletele care ne-au trimis aici, care vizează relații de familie, relații afectate. Poate am putea acestora să le dăm un gând. Ce înseamnă onorarea lui Dumnezeu prin a onora reciproc semenii? Dacă revenim la cele 10 porunci și căutăm în cartea Exodului să vedem ce ne spune Domnul Dumnezeu, vedem că există ideea de onoare. Exod în capitolul 20. Dacă am vorbit de porunca a treia, există porunca a cincea, Exod 20 cu 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Adică, luăm sinonim la cinstire, onorează pe tatăl tău și pe mama ta? Sau, ce a zis Claudiu, respectă. Deci cei trei termeni poate e mai ușor înțelegem. Onorează, cinstește, respectă. E porunca lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu doar este preocupat să-L onorăm pe El, Dumnezeu este preocupat și să ne onorăm părinții. Și spune și de ce? Pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Are de face cu viața noastră, are de face cu calitatea vieții noastre. Dacă ne dezonorăm părinții, ne dezonorăm pe noi, ne dezonorăm viitorul. Acest respect față de părinți nu trebuie condiționat de religia părinților,
Acest respect față de părinți nu trebuie condiționat de moralitatea părinților, nu trebuie condiționat de etnia părinților și nici măcar de reciprocitate. Deci chiar dacă părinții nu s-au purtat bine cu mine, eu trebuie să-i cinstesc. A onora pe părinți nu înseamnă să asculți de ei contra voiei lui Dumnezeu. Că unii pretind, dacă mă onorezi, asculți de mine și faci ce zic eu. Nu. Ascult de părinți în limitele voiei lui Dumnezeu. Atât. Și categoric există când ți-ai început o altă viață ca și o altă familie. Nu se mai pune problema asta nici măcar administrativ. Ce se întâmplă dacă nu onorez pe tată și pe mama? Voi fi dezonorat în ochii oamenilor și voi fi dezonorat în ochii lui Dumnezeu. Trebuie în cultura română să revenim la această onoare față de părinți. Trebuie să revenim. Pentru că încet devenim o societate îmbătrânită și încercăm să ne gândim că sunt un balast bătrânii. Un balast pentru sistemul de pensii, un balast pentru purtarea de grijă, să nu ajungem în situația în care au ajuns anumite state occidentale, ruptură totală față de copii, îi punem într-un azil, îi vizităm de două ori pe an și gata. Cinstirea trebuie să arate așa cum pretinde Scriptura, trebuie să arate în purtarea de grijă. Deci e datoria ta să ai o purtare de grijă față de ei. Deci nu poți să zici treaba lor. Nu există așa ceva. Eu îi cinstesc în măsura în care depinde de mine, categoric. Trebuie să ai purtarea de grijă față de ei. Trebuie să vorbești cuvincios despre ei. Trebuie să le arți afecțiune. Deci această purtare de grijă aș sublinea în mod deosebit îmbinat de respect. Pentru că cine nu are grijă de cei din casa lui este ca un păgân. Și păgânul e unul care nu onorează pe Dumnezeu la adevărat. Deci cred că putem să punem semnul egal. Nu-ți onorezi părinții egal păgân. Neopăgânismul se vede în dezonorarea părinților. Indiferent ce religie ai. Și indiferent câte versete știi pe de rost. Acum, unii care au ascultat cu atenție poate găsesc versete care spun și părinții să nu întărâte la mânie pe copii. Chiar dacă întărâtă, trebuie să-i cinstești. Deci nu este scuză. Deci am zis că comportamentul rău al părinților nu este o scuză ca să nu-i onorez. Aș vrea să intrăm puțin în universul interior a unui tânăr. Cred că dacă facem lucrul acesta, îi va ajuta pe ascultătorii noștri să înțeleagă. În vremurile astea în care ai onorat pe părinți pare o chestie de suet. Asta e o chestie veche, generația veche. Noi, oricum, ei sunt o cantitate neglijabilă. Adevărul e că trebuie să-i cărăm. Acum trebuie să-i și onorăm. Păi, nu-i destul cât ne-au făcut la viața lor. Mi-au mâncat nervii, au făcut toate lucrurile astea. Acum nu puneți poveri pe mine, că oricum nu-i suport. Oricum inima mea are resentimente față de ei. Și atunci mă întreb următorul lucru. Cum poate aștepta un tânăr a cărui inimă este total nepotrivită, inimă necurată, murdară, în primul nivel al onorării față de oameni de pe pământ care sunt părinții lui? Cum ar putea tânărul acesta să vină să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, vreau să-ți spun un lucru, sunt aici pe pământ, uite, te rog frumos, am nevoie de, în primul rând, să fac o facultate bună, am nevoie de bani, am nevoie de o nevastă, de un bărbat bun, copii sănătoși. Și la un moment dat tânărul acela vede că tocmai vorbește singur, după o lună, două, trei, un an, cinci. Își pune vreodată întrebarea de ce se întâmplă asta? Pentru că Biblia spune că Dumnezeu se uită pe tot pământul ca să-i sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a lui. Și în inima aceea pe care Dumnezeu o caută, nu o găsește, găsește altceva. Resentimente, neascultare, mânie. Și atunci noi venim acum și le spunem: respectă-i. Și el o să zică: ok, rațional, înțeleg că ai dreptate și nu tu ai dreptate, ci Dumnezeu are dreptate. Bine, dar cum fac eu lucrul ăsta? Că nu pot. Cred că trebuie să ne uităm în universul interior acum și să vedem cum scoatem de acolo lucrurile acestea ca să punem această înțelegere a onoarei. Și omul să înțeleagă că Dumnezeu îl ajută. Și în interiorul omului, Duhul lui Dumnezeu lucrează ca omul să scoată de acolo tot ce este rău, ca omul să poată fi umplut
cu tot ce este bun. Și primul pas în acest proces de restaurare a onorării părinților este înțelegerea că trebuie să-i onorezi, pentru că Dumnezeu spune. Ăsta este primul lucru. Dumnezeu spune, onorează-i. Bine, nu pot, aș vrea. De ce nu poți? Uită-te în inima ta. S-au purtat urât cu tine? Te-au abuzat? Au făcut din neștiința lor, s-au întâmplat atâtea lucruri? N-au avut bani pentru tine? Au fost cum au fost? Pentru toate aceste lucruri există un cuvânt. Iertare. Și trebuie să alegi să ierți. Nu pentru că merită, nu pentru că vrei, ci pentru că Dumnezeu spune. Și când Dumnezeu spune asta, este cel mai bun lucru pentru inima ta. Să lași pe Dumnezeu să aibă dreptate. El o are oricum. Dar lasă-L să aibă dreptate în viața ta. Alege să ierți. Alege să-ți ierți părinții. Din nefericire, eu sunt tocmai unul din aceia care am trecut tocmai prin această situație. Deși într-un anumit sens părinții mei m-au iubit, m-au iubit în felul lor. Mi-au purtat de grijă atât cât au putut și au știut, dar niciodată n-au știut să împlinească nevoia inimii mele. Comportamentul abuziv al tatălui meu față de mama mea a avut niște reverberații în viața mea pe termen lung. Mi-a schimonosit sufletul. Și vreau să vă spun că într-o zi anume în viața mea, eram deja căsătorit, într-un loc anume, un om al lui Dumnezeu a vorbit despre subiectul acesta. Alege să-ți ierți părinții pentru că Dumnezeu vrea asta de la tine. Pentru că după aceea să fii liber. Și dați-mi voie să vă spun că am trecut prin niște spasme crunte. A fost o durere interioară până să am această capacitate de a spune, aleg să iert. Nu vreau să mai car cu mine resentimente, mânie, amintiri urâte care veneau și erau coșmarul pentru mine, coborau în inima mea, stârneau mânie. Cum să-i onorez? N-aveam cum. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mi-a arătat. Așa, dacă îți continui așa, unu, nu mă asculți. Doi, te rănești într-un mod continuu. 3. Pierzi binecuvântări. Nu există nici un plus pentru a nu ierta. Când am luat decizia să iert, credeți-mă că mi-am scos cuvintele din gură cu cleștele. Mi s-au rupt, și asta a fost șansa mea, odată cu cuvintele, s-au rupt și lucrurile din inimă. Și am spus, aleg să iert, pentru că Dumnezeu vrea asta. După ce am declarat cu gura și cu inima, a venit instant eliberarea lui Dumnezeu peste viața mea. I-am cinstit pe părinții mei în ciuda tuturor lucrurilor. Și nu așa, până la moarte, pe amândoi. Amândoi au murit în brațele mele. I-am cinstit și i-am iubit. Și a fost absolut special. Dar doar după ce am ales să iert. M-am ascultat cu atenție, pentru că cred că mulți din care cei care ne urmăresc au probleme de relații părinți-copii, copii-părinți, și în momentul de rugăciune care o să-l avem peste câteva minute, să ne rugăm împreună cu unii dintre telespectatori care au nevoie de această rugăciune de eliberare, dar aș vrea ca să cuprindem această rugăciune și încă un aspect al neonorării celor care în anumit moment al vieții noastre au fost puși într-o poziție de autoritate față de noi, fie că un profesor la școală, fie că un șef la locul de muncă sau cineva într-un sistem de administrație, pentru că am vrea să extindem discuția noastră și la a onorându-i pe cei puși în poziție de autoritate peste noi, îl onorăm pe Dumnezeu. Frate Iuliu, poate putem atinge și problema asta. Că ne vom ruga și pentru acest mod de neonorare. Extindem ideea asta onorării pe orizontală, de la părinți, familie, oameni dragi. Mergem la biserică, robii lui Dumnezeu, vedem chiar și în Noul Testament că uneori chiar Pavel a fost dezonorat, a
deznorat în Corint și nu numai. Trebuie să aducem înaintea lui Dumnezeu această cerere de a primi iertare pentru deznorarea robilor lui Dumnezeu și apoi mergem în societate. În problemele de servici, probleme economice și chiar problemele de nivel național. Nu avem voie să înjurăm nici măcar pe cei care sunt puși în nivele de autoritate. Nu avem voie. Nu avem voie să-i blestemăm. Deci, n-ai voie să blestemi. Deci, blestemul este o formă în care dezonorezi. Și există, repet, suntem campioni și în a înjura pe Dumnezeu, suntem campioni și a înjura oamenii, părinții, mama celuilalt și a înjura autoritățile. Această vorbire de blestem, această vorbire destructivă, această dezonorare este o plagă, este un cancer. Un cancer al emoțiilor, este un cancer al relațiilor. Și trebuie să mărturisim acest păcat și trebuie să ne cenzurăm în a dezonora pe Dumnezeu și a dezonora pe cei din familie, a dezonora pe cei care sunt în diverse funcții de autoritate. Ai pronunțat cuvântul păcat. Chiar mă pregăteam să vă întreb dacă dezonorarea părinților sau semenului în general sau celui pus în autoritate în un anumit moment este păcat. Cupă mare. Dacă este păcat, nu este, o să-mi spuneți așa ca teologi că nu este decât o singură soluție, pocăința. Dacă aveți... Simplu. Da. Absolut. Și probabil că unii suntem îndreptățiți, fie să avem o judecată mai specială împotriva părinților sau rudelor sau împotriva unui lider dintr-o întreprindere sau din sistem administrativ. Au greșit. Și suntem îndreptățiți, dar ne-ați convins, cred eu, și pe spectatori la fel, că este un păcat și că nu este vera Dumnezeu. Și soluția este pocăința. Și este un păcat care ne roade pe noi, nu pe cel pe care noi avem ură. Sau l-am dezonorat într-un fel sau într-altul. Exact. Trebuie să știm asta. Oamenii care trăiesc aceste lucruri și nu-i pot onora pe ceilalți, sunt prinși în propria lor închisoare. Și ei suferă, iar ceilalți, în dezinteresul lor sau în pasivitatea lor, sunt liberi. Înainte de ne ruga, mai trimit o întrebare pe monitor. Ce facem când cel pe care ar trebui să-l onorăm, fie că este părinte, fie că este o altă persoană din viața noastră, când nu avem același valor cu acea persoană? Știu eu. Nu, ăsta e cuvântul. Nu avem același valor, nu părțim același valor. Îl mai onorăm, îl mai respectăm. Să ne uităm la linia Noului Testament. Cum învățau apostolii? Dați cinste împăratului. Dar ce împărat era un imperiu roman? Cruz. Cum adică să dau cinste lui Nero? Cum să dau cinste la ceilalți? Cum să dau cinste la Domitian? Cum să dau cinste la împărați care nici măcar nu erau în toate mințile? Îi onorez funcția, îl onorez pe om. Nu înseamnă că nu poți să fii critic la adresa lor. Sau chiar nu înseamnă că nu te protejezi față de ei. Dar nu ai voie să-l blestem, nu ai voie să le înjuri. Trebuie să fim în această cale de mijloc. Nu este o supunere oarbă, nu este idolatrizarea acelui om. Când spune Noul Testament, dași cinste împăratului, nu înseamnă că este aprobarea lui Nero, ci pur și simplu înseamnă respectați-l pe Nero. Rugați-vă, pentru că spune, un mod de a onora să ne rugăm. Rugați-vă pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii. Rugați-vă. Prin rugăciune. Rugăciune pentru ei. De fapt, tu îi onorezi. Prin faptul că nu-i blestem, nu-i înjur, tu îi onorezi. Prin faptul că vorbești înțelept. Repet, nu exclude ideea de critică. Nu trebuie să fii un om care idolatrizează. Dar este această... Câteodată sub forma criticismului, noi dezonăm pe oameni. Trebuie să ai o limită și la critică. Când treci limita și intri deja în minciună. Există critică în care este mult. Deja orice minciună dezonorează și pe Dumnezeu și pe oameni. Că rostești o minciună despre omul pe care îl critici, deja l-ai dezonorat. Cred că aici este importantă atitudinea cu care faci lucrurile. Dacă atitudinea pleacă de la început spre defăimare, distrugere, demolare, nu are niciun rost să mai comentăm, că lucrurile sunt simple. În același timp, mă duc pe ideea lui Iuliu și spun, nu înseamnă că ești de acord cu lucrurile pe care ei le fac. Nu înseamnă că agrezi stilul lor de viață. Dar dacă este pus acolo, și aici probabil că trebuie subiectul dezvoltat,
Biblia spune că orice stăpânire vine de la Dumnezeu. Cineva spunea că o dată foarte interesant, măi, până la urmă, este mai bine să fie chiar și o stăpânire rea decât să nu fie deloc. Și citează acel text din Judecători în care spune că pe vremea aceea nu era în Israel, nu erau regi, nu erau domnitori, nu era cineva în autoritate și fiecare făcea ce îi plăcea. Și pare să că în Vechiul Testament aceea a fost perioada cea mai cruntă a poporului evreu, pentru că n-a existat autoritate și n-a existat respect față de autoritate. Și când nu este respect față de autoritate... Ne țin cu motiv, încă un punct la rugăciunea pe care vine în câteva minute. Frate Iulie, dacă mai ai un gând înainte de rugăciune. Revin la Pavel. Deci, Pavel trăia în vremea unor împărați romani răi. Și totuși ne îndeamnă Pavel să ne rugăm pentru ei, să dăm cinste, zice Petru. Și la un moment dat spune despre sistemul ăsta de autoritate rea în 2 Timotei, capitolul 4 cu 17. Și am fost izbăvit din gura leului. Nu era leul prietenos. Deci, la Pavel găsim un model fantastic de a onora chiar și autoritățile rele, de a ne ruga pentru acele autorități. Și spune în Tit să nu denigreze. Este ideea aceasta în Tit, de a nu denigra, de a nu fi un denigrator. Trebuie să învățăm în arta asta a respectului, a onorei, chiar dacă ne păstrăm dreptul opiniilor total diverse. Asta, nu. Dar noi am depășit deja linia roșie. Noi ne batem joc, noi mințim contra unor oameni, îi blestemăm, îi înjurăm, îi înjosim. E o linie roșie pe care nu ai voie să o traversezi. Poți să mergi până la critică, poți să mergi până la a avea o altă opinie, chiar de a-i contra, chiar de a zice, am fost izbăit din gura leului. Dar te rogi pentru leul acela. Îl iubești pe leul civilizat, acela. Civilizat, elegant. Îl iubești elegant, pe leul acela. Sunt și alte, simți, clasă. Sunt și alte exemple pe pagina Bibliei, Daniel, groapa cu lei sau Ieremia, care au fost situații dificile, dar care au preferat să se roage sau să proclame profetic peste acel teritoriu, nu să se supere pe împăratul care le-a cauzat situația aceea. Propun să ne rugăm pentru că timpul trece și vrem să mai avem moment de rugăciune și, într-adevăr, cumva să vă călăuzească Domnul într-o rugăciune de pocăință și... Pentru că foarte mulți au identificat în zile ce a spus situații, lucruri greșele care l-au avut în viața lor, în relațiile pe orizontală, sigur, în relație cu Dumnezeu, în primul rând, dezonorându-l prin gândire, cu vorbirea sau cu fapta, sau cu semenii, în relațiile părinți-copii, copii-părinți, în relațiile cu semenii sau față de autorități. Deci poate că e loc de pocăință și... Nu are sens să mai discutăm ce avantaj ar avea acest lucru, dar toți au înțeles că e porunca Domnului, dincolo de orice, urmată de binecuvântări. Haideți să ne rugăm. Eventual, Claudiu, la început, o rugăciune pentru nașterea din nou, dacă sunt persoane care ne urmărește, care ar dori să se roage scurt pentru aceasta împreună cu tine și după aceea să ne rugăm așa substitutiv. Cu dragă inimă. Da. Ok. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, ne închinăm înaintea Ta acum și vrem să-Ți spunem mulțumim pentru cuvântul pe care Tu ni l-ai dat. Doamne, am înțeles că suntem chemați să Te onorăm pe Tine și pe oameni și ne realizăm slăbiciunile și neputințele și incapacitatea de a face lucrul acesta. De aceea, declarăm în seara aceasta că avem nevoie de naștere din nou. Amin. De aceea te rugăm acum, Tată, prin Domnul Iisus, Fiul Tău, și prin lucrarea Duhului Sfânt, naște-ne din Tine. Adu în noi acea onoare pe care Tu ne-ai dat-o. Schimbă-ne mintea, vorbirea și comportamentul. Amin. Și fă să se vadă că acest lucru este real în noi, pentru că l-am primit de la Tine. Și astfel Tu ne vei ajuta să Te onorăm pe Tine și pe oameni. Da, da. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Doamne, ne cerem iertare într-o orice formă de dezonorare a numelui Tău, a cuvântului Tău, a ființei Tale. Cu gândul, cu vorba și cu fapta.
Te rugăm să ne ierți și te rugăm să ne faci oameni care îl cinstesc pe Dumnezeu, care onorează pe Dumnezeu. În același timp, ne cerem iertare pentru orice dezonorare a părinților, a robilor tăi în bisericile tale, orice dezonorare a oamenilor din diverse funcții de autoritate, dezonorare cu gândul, cu vorba și cu fapta. Dă-ne înțelepciune în a te onora pe tine. Doamne, lipsește această cultură a onorii, această cultură a respectului, această cultură a cinstirii. Sau noi considerăm că o avem, dar de fapt, ție nu-ți place. Ceea ce credem noi că e respect, de fapt nu este respect. Vrem, Doamne, în viața noastră să dai înțelepciunea de sus, cum să te onorăm pe tine. Adu în țara aceasta, această cultură a onoarei lui Dumnezeu. Și în același timp, să onorăm pe semenii noștri, iubindu-i. Amin. Să onorăm pe semenii noștri așa cum Tu vrei să-i onorăm. Dă-ne înțelepciune de sus să ne onorăm și semenii, Doamne. Amin. Credem că primim această înțelepciune. Că Tu ne-ai îndemnat să cerem. Dacă ne vedem falimentele, dacă ne vedem sărăcia în ceea ce privește problema aceasta. Da, o vedem și o mărturisim. Dar credem că primim și cerem, Doamne, înțelepciune de sus ca să știm cum să te onorăm pe Tine. Dă națiunii acestea înțelepciune de sus să te onoreze pe Tine. O onoare nu la nivelul vorbelor și la nivelul prefăcătoriei, nu la nivelul imaginii cu interes, ci dă-ne, Doamne, onorare din adâncul inimii. Aici te rog să faci revoluția. De la imagine cu interes la adâncul inimii. Să fim o națiune care te onorează din adâncul inimii. Să fim o biserică care te onorează din adâncul inimii. Să fim indivizi care te onorează din adâncul inimii. Și dacă te onorăm așa cum Tu vrei, atunci ne vom onora și unul pe altul. Vom da cinste împăratului, vom onora pe semenii noștri în diverse funcții de autoritate și ne vom onora și părinții. Te rog în toate acestea să ne dai iertare în numele lui Iisus din Nazaret, să ne dai înțelepciune în numele lui Iisus din Nazaret. Amin. Și să aduci această schimbare în noi. Amin. Tot în numele acesta prețios. Și îți mulțumim că ne asculți. Amin. 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 Pregătim un insert acum pentru că vrem în următoarea secvență a emisiunii noastre să discutăm mai mult despre a-L onora pe Domnul în orice împrejurare, locul de muncă, în societate, de luni până sâmbătă, cum ziceam noi. L-am avut în studio în urmă cu câteva ore, chiar înainte de această emisiune, pe un prieten al nostru, om de afaceri, fratele Liviu, care este implicat în zona de construcție și materiale de construcție și ne-a spus foarte sincer modul în care el, ne-a povestit mai mult, dar am selectat doar câteva minute, modul în care el lucrând, slujind, lucrând cu clienți în diverse lucrări, proiecte, confruntat de multe ori cu situații complicate, a decis de fiecare dată să-L onoreze pe Dumnezeu în relațiile lui de muncă. Un agricultor, dacă își seamănă grădina, dacă își seamănă ogorul, are o singură dorință până la urmă. Să vină toamna să numere boboci. Să se ducă în grădină, să-și vadă copacii, să ia din rodul lor, să mănânce, să valorifice. În același fel și Domnul Iisus ne-a învățat că atunci când noi trăim frumos, când facem fapte bune, prin faptele noastre bune, îl slăvim pe Dumnezeu. Și asta pornește de la fiecare pas pe care îl facem. Pentru că îl slăvim pe Dumnezeu atunci când vrem să-L cunoaștem, îl slăvim pe Dumnezeu când vrem să intrăm în relație cu El, îl slăvim pe Dumnezeu când îi iubim copiii, când îi iubim copiii Lui, atunci Dumnezeu este slăvit. Și îl slăvim pe Dumnezeu atunci când acceptăm, vrem, iubim să fim ca și El, să-i semănăm. Și Dumnezeu este slăvit în viața mea. Atunci când eu înțeleg că născut fiind fără chipul Lui în mine, fără trăsăturile Lui morale profunde, eu mi le însușesc și doresc ca acestea să devină
nu doar la nivelul minții mele concepte de călăuzire, ci ființa mea întreagă, emoțiile mele ajung să fie aliniate gândirii care o găsesc în cuvântul Dumnezeu și asta îl slăvește pe Dumnezeu. Îl slăvește pe Dumnezeu când Dumnezeu se duce în grădina Lui și găsește roade, când găsește oameni care îl caută, oameni care vor să împlinească scopul Lui și ori de câte ori împlinesc scopul Lui. Dacă mă duc la biserică, este un lucru bun. Împlinesc scopul Lui. Dacă mă duc la muncă, este scopul Lui. Pentru că până la urmă, scopul pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre noi este acela de a avea relații sănătoase cu El. După care urmează restul, urmează și biserică, și familie, și muncă, și relații cu statul și restul. Dar cel mai important este relația cu El. Asta îl slăvește cel mai mult. Și dacă eu îl slăvesc pe Dumnezeu prin munca mea, în sensul că vreau să fac bine oamenilor, vreau să fiu corect și decid să fiu și o fac, dacă îmi țin cuvântul, dacă nu mint, dacă sunt exact și precis în informațiile pe care le dau, dacă nu spun jumătăți de adevăr, dacă sunt gata să îmi țin promisiunea chiar în pierderea mea, Dumnezeu este slăvit. Dacă eu sunt angajat la Ionescu SRL, altcineva e angajat la Popescu SRL, este normal ca eu să accept răsplata de la Ionescu SRL, nu de la Popescu SRL. De multe ori se întâmplă invers în viața noastră. Ca și oameni, trăim, muncim, făptuim anumite fapte bune, dar așteptăm răsplata de la cine nu trebuie. Cred că dacă am așteptat de la cine trebuie, Dumnezeu ar fi cu adevărat slăvit. Dar cred că o așteptăm de la cine nu trebuie. Și de aceea unii dintre noi mergem pe calea asta bine, alții mai puțin bine. Unii mergem cu anumită maturitate, alții dintre noi mergem cu altă maturitate. Și cred că toți trebuie să ne ducem până la capăt, 11.000 să cadă lângă noi. Noi trebuie să privim la răsplătirea care primim din partea Domnului. Suntem din nou în platou. Vă reamintesc că emisiunea aceasta este în direct. Am primit deja mai multe cereri de rugăciune. În continuare ne vom ruga în această seară probabil încă de două ori. Așteptăm aceste cereri și pe e-mailul care l-aveți afișat pe ecran și pe telefoanele care sunt. Deoarece vrem să ne apropiem de moment de rugăciune pentru multele cauze și cereri de rugăciune, am vrea chiar discuția noastră să o aducem ca țintă în această direcție. Aș și pomenit deja faptul că Dumnezeu onorează pe cel care îl onorează. Dumnezeu îl onorează cu binecuvântări, cu favoare, cu sănătate. Are el mentalitățile lui de a răspunde rugăciunilor celor care îl onorează și sunt multe din aceste cauze care le-am aici în mână, care au nevoie de favoarea lui Dumnezeu și de intervenția lui. Dar poate sunt în spatele multor situații care sunt aici pe biletele acestea, care au ca și cauză neonorarea lui Dumnezeu și neonorarea prin vorbă, prin gând, prin faptă, prin raportarea și neonorarea celor din jur. Și aș vrea să mai accentuăm, înainte de a ne ruga mai specific, câteva din lucrurile, din consecințele neonorării lui Dumnezeu, din mod de ce Dumnezeu ține să onoreze, ce beneficii sau repercursiuni are neonorarea Dumnezeu, pentru că poate mulți se vor uni cu noi în rugăciune altfel după ce vor mai auzi câteva gânduri. Poți să mai... să adaug două lucruri, da. Și apoi probabil că Iuliu merge mai departe cu cadrul lucrurilor. Sunt două lucruri pe inima mea și pentru care m-am rugat astăzi, înainte de emisiune și în timp ce mă rugam și căutam pe Domnul, am avut foarte pregnant aceste două lucruri. Noi trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu prin integritate și specific
ating aspectul acesta, noi trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu prin integritate în domeniul afacerilor. Cum a fost fratele Liviu Radeș care a vorbit... Exact. Și o să citesc 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 6. Spune așa Scriptura: nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate întreburi față de fratele său. Nimeni să nu fie. Un lucru trist care se întâmplă astăzi este că problema sau relațiile de afaceri sunt foarte avariate de lipsa integrității. Foarte mulți oameni care sunt implicați în domeniul acesta, credincioși, mai puțin credincioși sau necredincioși, sunt afectați de acest lucru, integritate în afaceri. Mă întorc și spun, integritatea pe care noi trebuie să o avem, nu avem în fața oamenilor, ci în fața lui Dumnezeu. Dar vine aici apostolul și spune, aveți mare grijă să nu fiți cu vicleșug. Viclenia, șmecheria, hoția, aceste lucruri sunt lucruri care fură onoarea pe care o dăm lui Dumnezeu printr-un comportament corect față de partenerul de afaceri. Un lucru pe care vreau să-l spun este că un credincios, exact egal numele lui de cult din care face parte, nu dă tunuri. Sau țepe, sau alte sau cuvinte. Țepe. Numai nemernicii fac asta. Un credincios nu face lucrul ăsta. De ce? Pentru că alege să-L onoreze pe Dumnezeu. Este trist să auzi, păi ăla e așa și dacă ai ști ce a făcut. Acest lucru, și am o veste foarte bună. Am o veste foarte bună. Începem pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Auziți ce spune mai departe Biblia. Exprim, am oprit la punctul acesta. Pentru că Domnul pedepsește. Se are versetul. Continuare. Continuare. Beu. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 6, partea a doua. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Există simplu principiu. Ce semeni? Cu lege. Este evident că cine face aceste lucruri îl dezonorează pe Dumnezeu. Iar consecința naturală din punct de vedere spiritual este că Dumnezeu, atenție, oamenii nu te vor prinde. Oamenii nu te vor prinde cu șmecheria ta, cu driblingurile tale, cu viclenia ta. Nu, îi vei fenta, îi vei prosti, domnule, că ești geniu. Dar Dumnezeu vine după tine. Și timpul răsplății tale urmează. Al doilea lucru. Doar ca o paranteză, tu faci această afirmație, Claudiu, într-un timp, într-un context, într-o perioadă când în România cruntă. În România este o atmosferă a corupției, să zic, în zona de afaceri și nu numai, și Dumnezeu cred că își arată dreptatea Lui în multe situații și multe cauze care sunt și aici și care vin în proape, la fiecare emisiune în direct. Au de-a face multe mecere, binecuvântare financiară, mai departe, dar s-ar putea ca în spatele unor situații dificile să fie momente de numai Dumnezeu și mă bucur că ne-am rugat pocăința înainte. Vreau să vă arăt un moment de viclenia unei persoane. O persoană școlată, cu poziție materială foarte bună, la sfârșitul unui timp de biserică, vine la mine, domnul preot, vă rog frumos, aș vrea să vă rog să vă rugați pentru mine, nu am copii, am o vârstă, îmi doresc asta, știu că Dumnezeu vrea să-mi dea poate și așa mai departe, la care în interiorul meu am simțit că e cam subțire dorința aceea, că ceva nu e clar, n-am mai înțeles exact ce, dar mi-am dat seama că măi, femeia asta nu va primi, mai sunt lucruri care trebuie să le scoată afară, să le ierte, să se pochească de ele, să se curețe de ele. Ca după un timp să aflu că, de fapt, femeia aceea își dori să aibă copii cu un alt bărbat care nu este soțul ei, în timp ce cu soțul ei nu își dorește să aibă bărbat, copii. Să aibă copii, dar cu celălalt își dorea lucrul acesta. Și eu jucam rolul acolo de popa prostă, care trebuia să fac o rugăciune ca Dumnezeu în bunătatea lui să-i dea unei femei la adultere, conștiente de inepția pe care o cerea, ca Dumnezeu să-i dea ei ceva. A fost, credeți-mă, a fost așa de frustrant și în același timp am stat și m-am gândit. Viclenia oamenilor. Pe mine m-a fentat foarte ușor. Dar pe Dumnezeu nu.
Da, eventual, fratele, în timp ce... Să încercăm să găsim importanța motive. Importanța aceasta onoarei, și vreau să merg pe această idee de corectitudine, Psalmul 15 poate fi și un psalm al onorei. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Se privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește, adică onorează pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, el nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. E o onoare în conduită. Chiar dacă suntem în linia Vechiului Testament, Noul Testament e și mai aspru la această linie. Deci onoarea are de-a face cu toate aspectele vieții noastre. Și ce se întâmplă cu tine? Nu te clatin niciodată. Niciodată. Nu te clatin niciodată. Deci este un efect. Onorezi pe Dumnezeu și îți onorezi semenii. Nu te clatin niciodată. Oamenii care se nu suntem clătinați și duși de vântul. Nu. Ești de neclintit și neclătinat. Oamenii care se clatină n-ajung niciodată la punctul dorit. Pentru că nu mai pot merge drept. Și scopul nostru în viața aceasta este să mergem drept. Am avut întreb, sunt jumătate din cauze, sunt, m-am uitat peste bilete de sănătate. Are de-a face, îmi puteți găsi o perspectivă biblică, de-a face umblarea noastră în integritate, în onorare de Dumnezeu, cu o atingere divină, cu o însănătoșire a unei persoane? Unii spun, da, poate în afacere voi fi binecuvântat dacă binecuvântez, dacă sunt corect, primesc bani mulți, nu dau cum promut, dar am probleme de sănătate și nu are legătura asta cu onorarea sau dezonarea lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la porunca cincea, cinstește, adică onorează pe tatăl tău și pe mama ta. Și ce spune porunca cincea? Ca să ți se lungească zilele. Ideea lungirii zilelor are de face cu sănătatea. Pentru că boala îți scurtează zilele. Deci, fiți foarte atenți. Cinstește, onorează pe tatăl și mama ca să se lungească zilele. Nu ce putem gândi și reversul. Nu cinstești pe tatăl și pe mama, nu ți se lunge zilele. Deci trebuie să ne gândim. Nu spun că toate bolile vin din dezonoare, dar multe vin din dezonoare. Sunt boli care n-au nimic de face cu problema asta, pur și simplu, datorită faptul că trăim într-un veac rău. Suntem afectați. Sau sunt motive ca la Iov de încercare. Dar există anumite boli care vin din dezonorarea lui Dumnezeu și a părinților și a altor semeni. Pare să că cele mai multe probleme de felul acesta vin sau sunt datorate unei neiertări pe care cineva a păstrat-o în inima lui pentru un timp lung, de la neiertare s-a dezvoltat o stare de mânie latentă, care la orice moment în care este puțin pișcată, reacționează. Apoi, un lucru este sigur, oamenii care nu iartă au în mintea lor, la nivelul minții, o stare continuă de conflict. Au un scenariu și o scenarită continuă de argumentare și contraargumentare cu persoanele pe care nu le-au iertat. Cum știi dacă ai iertat pe cineva și nu mai ești măcinat pe interiorul tău? Dacă în mintea ta nu mai ai aceste conversații, desigur, acuzatoare și tot ce ține de ele negativ, dacă aceste lucruri nu sunt în mintea ta și în interiorul tău, starea aceea de tensiune, de bulversare nu mai apare, este sigur că ai iertat. Este ca și când stai într-o cameră caldă, în fața unui geam, iar afară este o furtună cruntă. Dar tu vezi toate lucrurile, îți amintești de toate lucrurile, toate sunt acolo, dar pe tine nu te mai afectează deloc. Acesta este, dacă pot spune, poate cel mai simplu mod în care poți să detectezi că ai iertat și nu ești tributar acestei neiertări, acestei stări de mânie și de suferință, care într-un mod natural coboară în sistemul nervos și de acolo pocnește în organe. Aș mai avea un punct, tot legat într-un fel sau într-altul de sănătate sau de probleme sau de cerere de rugăciuni, cerere la rugăciuni sau la rezolvări care le așteaptă unii, aceea a unor relații defectuoase între membru din biserică și lider. Unii spun, eu nu respect autoritatea liderului, eu mă raportez direct la Dumnezeu. V-ați întâlnit ca și păstor cu situații în care poate lipsa de, neapărat de disciplină, dar neraportare corectă la autoritatea din biserică, poate nu ați acest lucru, poate că și acesta este unul din cauzele pentru care
scutul de protecție, să zic așa. În timp ce mă rugam astăzi, da? Am avut acest gând. Nu știu pentru cine este. Impresia mea este că nu este pentru cineva din țară, dar sunt câțiva oameni și este un grup de oameni care au acum în biserica lor acest conflict. Și ei spun așa, noi am investit, aici a fost timpul nostru, tot ce suntem și am făcut este aici. Deci este dreptul nostru să ne ridicăm împotriva păstorului, să-i dăm binețe și noi să conducem. Aș vrea să-ți spun, ești într-un mare pericol. Biblia spune că dacă omul lui Dumnezeu împotriva căruia te ridici nu este adulter, nu are învățături false, nu are probleme cu banii, dacă este la locul lui și este integru și tu te ridici pentru că tu consideri că a venit timpul tău, dar nu o face Dumnezeu, ai grijă că vei lupta cu Dumnezeu și vei pierde. Rămâi unde ești în smerenie și pocăință. Alege să te întorci, să te repliezi, pentru că atunci când Dumnezeu înalță un om, El o face, toți oamenii știu că Dumnezeu face, o face în pace, în liniște, cu binecuvântare și cu bucurie. Nu cu suferință, nu cu inimi rupte, nu cu rupturi de biserică. Dacă tot ce faci tu duce la lucrul acesta, acolo nu-i Dumnezeu, e diavolul. Să vorbim tot în contextul în care căutăm să găsim cauze a unor situații dificile de boală sau de întrebări care așteaptă. Frate Iuliu, vrem să ne rugăm în următoarele minute, frate Claudiu, pentru diverse cauze de sănătate, dar acum după ce aceste câteva minute în care am abordat și într-o altă perspectivă problema sănătății și a binecuvântării și a răspunsului la rugăciune, poate altfel o să fie rugăciunea noastră și împreună cu noi a celor care ne urmăresc. Poate că este o neiertare care trebuie eliminată la începutul rugăciunii sau o judecată sau o atitudine nepotrivită sau o dezonorare la adresa liderului sau cuiva din familie. Poate înainte de ne ruga, fratele, poate o provocare pentru cei care ne urmăresc și care așteaptă să ne rugăm cu ei. Vreau să ducem înainte lui Dumnezeu și ipocrizia noastră. Pentru că profetul Isaia demască ipocrizia în a onora pe Dumnezeu. Isaia 29:13, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește, adică mă onorează cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. De aceea, spune versetul 14, voi lovi iarăși pe poporul acesta. Voi lovi iarăși pe poporul acesta. De atunci când suntem ipocriți, există ideea de lovitură. Și lovitura poate avea multe forme. Poate fi chiar lovitură cu boală. Deci trebuie să vedem ipocrizia noastră. Nu este o cauză a suferințelor noastre. De aceea voi lovi pe poporul acesta. Ipocrizia în care noi ne prefacem că onorăm pe Dumnezeu, dar de fapt inima noastră este departe. Noi trebuie să aducem inima noastră lângă gura noastră. Să aducem. Să nu fim ipocriți. Pentru că jucau teatru cei din vremea lui Isaia. Onorăm pe Dumnezeu, onorăm. Zice Dumnezeu, voi sunteți ipocriți, voi nu mă onorați. Și de aceea voi lovi. Deci ipocrizia duce la lovitură. Da, aș mai adăuga și eu acum când vrem să ne rugăm faptul că și necredința Dumnezeu poate să atingă, să răspundă la toate aceste cereri pe care m-am uitat, dar și faptul că nu credem că El e în stare să răspundă este și o formă de a-L onora pe Dumnezeu. Am adăugat eu la discuția noastră această idee. Dar trebuie să știm sigur că Dumnezeu răspunde în urma credinței. Să nu bem apă rece și să avem impresia că ne-am îmbătat băund vin. Nu, Biblia spune, facă-ți-se după credința ta și cel neprihănit prin credința lui va trăi. Acesta este modul. În ghilimele, nu e nicio problemă dacă nu crezi. Pocăiește-te. Mărturisește-i Domnului necredința. Apropie-te de cuvânt. Lasă cuvântul să pătrundă în inima ta. Să producă credință dumnezeiască. Crede și vei primi. Da.
Mă gândeam că sunt răspândi de aceste cereri, poate sunt cazuri în care persoane care au aici stări de depresie sau știu, au cochetat de plină cunoștință de cauză cu zone păgâne sau zone oculte și au lăsat uși deschise unor influențe demonice. Altele au avut niște acțiuni financiare nesăbuite și nebiblice și acum se roagă pentru restituiri financiare și restabilire. Alții au avut tot. Deci mai multe cauze, n-am să le citesc pe toate, dar doar câteva. Cred că e important să nu-i punem lui Dumnezeu în cârcă. Pentru că oamenii au observat foarte, foarte clar lucrul acesta. Poporul român atribuie lui Dumnezeu foarte multe lucruri, inclusiv eșecul vieții lor, și nu au capacitatea și nici cunoașterea de a recunoaște și de a realiza că autorii lucrurilor sunt ei, nu Dumnezeu. Și că noi, de fapt, nu facem altceva decât suportăm consecința alegerilor noastre pe care le atribuim lui Dumnezeu și la care Dumnezeu din cer să se uite la noi și spune simplu: dar eu n-am făcut nimic, eu nu am ales pentru voi, voi ați ales, v-am spus, nu alegeți asta și ați făcut-o. Haideți să vă citesc câteva din cereri și după aceea să ne pregătim de o rugăciune. O nepoată se roagă pentru mătușa sa, Aglaia din București, care are un tumor neoperabil pe creier și are credința că Dumnezeu poate să o atingă. Cineva din Ilfov e foarte bolnav la pat, Angelica, are o listă mai mare de persoane de sănătate. Cineva din Maramureș, Crina, bolnavă la pat, mântuirea familiei și vor să-l, din Cluj, vor să-l cunoască pe Dumnezeu. Cineva are proces cu casa din zona Bistea Năsăud și datorii foarte multe, vrăjitorilor și blesteme, cineva care s-au făcut și s-au rostit peste familia mea. Cineva, un băiețel de 13 ani, bolnav de diabet, este cu insulină. Cineva nu are probleme cu vederea, vede de la 20% cu ochii și vrea ca Dumnezeu să atingă. Chimie Murgu, pneumonie are cineva și pentru un băiețel de 5 ani, loc de muncă, situație financiară, ne spune cineva cu numele de Călin. Cineva ne spune sincer, Claudia, vrea să se apropie de Dumnezeu și nu știe cum. Poate după emisiunea de astăzi am mai primit câteva gânduri. El vrea să fie întărită, copilul ei, liberare și mântuire, să roagă o mamă, Ecaterina. Cineva a luat examen, a văzut favoarea Domnului. Cineva vrea înțelepciune ca să-și crească fata, ne spune cineva din Popești, le ordeni, mântuire, eliberare. Cataractă, a avut cineva operație și vrea restaurare rapidă. Promovare la examen, vrea favoarea Domnului, cineva din județul Neamț, o tânără. Cineva trece din Cluj printr-o situație foarte grea și soțul patima jocurilor cu noroc și a băuturii. Bolnavă, cineva cu numele de Daniela din Galați. Cineva ne-a întrebat, cred că s-a răspuns, cine face nașterea din nou, cuvântul Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu? Împreună, ca să fie simplu. Și exact. Cineva din Bistrița are Alzheimer, bolnavă și vrea să Dumnezeu se atingă. Eliberarea și restaurarea vieții, ne spune cineva din Mehedinți. Pace sufletească pentru fiul meu, Ovidiu, spune cineva din cineva din Robinare. Am datorii la bancă și sunt imposibilitatea de a mă achita. Cineva, un text mai lung, să ne rugăm pentru alegeri prezidențiale. Da, o să facem în ultima rugăciune din această emisiune. Sunt bolnav de rinichi, ne spune cineva. Ce mi-are dureri de burtă. Bianca, fiica mea, să fie botezată cu Duhul Sfânt. Cineva din Dublin are nevoie de atingere divină, fetița e bolnavă. Am depresii foarte mari, ne spune cineva din Germania, o telespectatoare. Doresc o fată cu care să mă înțeleg și să mă căsătoresc, ne spune cineva din sudul Moldovei. Vindecare, după care toți doctorii îmi spun că nu există șanse ca eu să pot merge, dar Doamne Iisuse, Tu ești doctorul meu, ne spune cineva din Sibiu. Din Chișinău, Republica Moldova, pentru mama mea, este bolnavă foarte grav de mult timp și medicii nu o pot ajuta. Din Anglia, sunt căsătorită, are o problemă, situație destul de grea și însărcinată și are o situație familială grea și ne rugăm pentru restaurare. Tatăl meu a devenit, mai o relație de familie mai complicată, din Stockholm, indicarea fetiței mele, problema cu urechea stângă, ne spune o soră. Da, vreau restaurarea casei noastre cu dragoste și credință, cu copiii și cu nații mei. Vindecare din inimă, vrea cine din Oradea să-și găsească un loc de muncă. Da, toți din care pentru băiatul meu, Beniamin, și are o problemă de sănătate, din
din județul Salaj, Dumnezeu să aducă trezire spirituală în familia mea și în comuna Mirsid, ne spune o soră. Am citit doar câteva și sunt altele probabile în regie. Toate cer favoarea Domnului, intervenția divină a lui Dumnezeu. Poate unele o cauze de care ați spus, altele poate alte cauze. Cu ce gânduri ați urmărit aceste bilete, dragilor? Un lucru este evident. Oamenii pe pământ au foarte multe probleme de toate felurile. Dar pentru toate acestea există o persoană a cărui nume este Iisus, care ne-a creat și care are puterea și înțelepciunea și dragostea de a ne ajuta. E o listă mai lungă de cereri și am promis să fiu discret, să nu spun numele acestui frate care ne scrie în mod constant. Ne spune o cerere mai neobișnuită, barul și terasa de lângă locuința mea să fie închise. Dincolo de... Apreciez stăruința dânsului, dar la timp potrivit că Dumnezeu poate să facă chiar și astfel de lucruri. Amin. Noi credem asta. Da. Ok, haideți să ne rugăm eventual pe rând pentru anumite cauze și poate din... poate că au de legat de iertare sau știu eu, în contextul celor discutate. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, aducem acum înaintea ta toate aceste subiecte de rugăciune. Amin. Tu le cunoști și cunoști fiecare suflet de om cu situația pe care o are. Doamne, vreau să stau înaintea ta pentru câteva subiecte, și anume... Doamne, vreau să te rog în clipa aceasta să-i ajuți pe toți aceia care au în inima lor mânie, au ură și neiertare. Te rog în numele Domnului Iisus, acum, ajută-i să realizeze că lucrul acesta nu le aduce niciun beneficiu, că este împotriva cuvântului Tău și pe ei îi macină pe din lăuntru. Doamne, mă rog acum... ca fiecare suflet care ne aude și ne vede, în numele Domnului Iisus Hristos, să identifice această problemă. Amin. Și să rostească după mine cu voce tare această rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, mă uit în inima mea și văd aceste lucruri. Îmi dau seama că este în inima mea ură, neiertare și incapacitate de a ierta. Recunosc năvala sentimentelor mele care mă bulversează. Doamne, îmi recunosc scenarita de la nivelul minții care coboară în inimă și care pur și simplu îmi întoarce ziua pe dos, uitându-mă în urmă la răul care mi s-a făcut. Doamne, aleg de dragul Tău, de dragul voii Tale, aleg acum să iert, nu pentru că vreau, nu pentru că persoana merită, ci pentru că Tu îmi spui că trebuie să fac lucrul acesta. Aleg acum, spune împreună cu mine, aleg acum, în numele Domnului Iisus, să scot din inima mea toate aceste lucruri și cu toată inima mea mă pocăiesc de toate aceste stări și trăiri, de răutate, de mânie, de ură, de neiertare, de viclenie. Mă pocăiesc, cer iertare și eliberare acum, în numele Domnului Iisus. Chem sângele Domnului să spele inima și mintea mea. Mă împotrivesc oricărei influențe a diavolului care mă ține legat de lucrul acesta. Primesc eliberare, primesc iertare și primesc pace. Pentru că Iisus Hristos intră în inima mea ca Domn al vieții mele. Acum m-am rugat prin Duhul Sfânt. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, am vrea să fie sfințit numele Tău. Da, amin. Să fie onorat numele Tău. Amin. Tu știi cauzele acestor situații. Dacă sunt cauze care vin din dezonorarea numelui Tău, te rugăm să dai iertare. Amin, Doamne. Și oamenii care ți-au dezonorat numele, începând din această zi, să se schimbe. Amin. Să te cinstească pe tine. Să te onoreze pe tine cu toată inima lor. Nu onorare ipocrită.
doar din vârful buzelor, ci în onoare cu toată inima. Amin. Dar în bunătatea ta și de dragul fiului tău, te rugăm să intervii la aceste cauze. Te rugăm să intervii în fiecare cauză. Amin. Te rog să-ți arăți bunătatea în fiecare cauză. Da, te rog să-ți arăți măreția ta în fiecare cauză, Doamne. Pentru tine nimic nu este prea greu. Nu este prea greu să liberezi de ocultism, de vrăjitorie. Și chiar acum te rog în numele lui Iisus să frângi puterea răului. Amin. Nu este greu să dai tămăduire. Nu este greu să scoți din strâmtorare financiară. Nu este greu, Doamne, să dai loc de muncă. Nimic nu este greu pentru tine, Doamne. Da, Doamne. Te onorăm în atotputernicia ta, în atotștiința ta, în atotprezența ta. Și pentru toate aceste cauze cerem să lucrezi, Doamne. Amin. Să-ți slăvești numele, Doamne. Da, Doamne. Să-ți onorezi numele. Tu cer, Doamne, ca toți să onoreze pe Fiul Tău. Tu ajută-ne pe toți, Doamne. Te rog, Doamne, adu-o această cultură a onoarei lui Iisus Hristos, cel răstignit și înviat. Amin. Noi în numele celui răstignit și înviat ne rugăm. Amin. Cel răstignit și înviat tămăduiește, cel răstignit și înviat umple cu Duhul Sfânt, eliberează de demoni, cel răstignit și înviat poate hrăni pe cei flămânzi. El are toată puterea acum în cer și pe pământ. Amin. Și vrem să-L onorăm pe El. Vrem să fie onorat Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Regele Regilor. Adu această cultură a onoarei, Doamne, să vedem că Iisus și astăzi intervine. Amin. Și nimic nu este greu pentru Iisus. Dărește credință, Doamne. Da, Doamne. Dărește credință tuturor celor care au trimis aceste bilete. Da, și ei să aibă credință. Amin. Și ei să strige după intervenție divină. Doamne. Și să vadă rodul strigătului lor. Amin. Mulțumesc că răspunzi. Da, de dragul lui Iisus. Amin. Pentru că mai avem destul de puțin timp, am vrea să nu încheiem această seară fără să avem un moment de rugăciune și de proclamare. Pentru că suntem cu această emisiune în sfârșitul unei campanii electorale mai speciale și deși noi aici la Alfa Omega nu suntem angrenați nici într-un mod, nici într-un fel în campanie electorală și n-am nici îndrăznit zilele acestea să sugerăm o direcție sau alta celor care ne urmăresc, doar să se roage și să se roage din nou ca Dumnezeu să-i călăuzească și ca voia Domnului să se facă. O să vă provoc să aveți câteva cuvinte. Vă reamintesc, după cum ați văzut din emisiunea asta anterioare și din anunțele care le dăm repetat pe ecran, și noi ne-am alăturat gândurilor multor credincioși și am provocat de aici din Alfa Omega TV împreună cu rețeaua de rugăciune pentru România ca ultimele 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, să fie 3 zile de rugăciune și post intense pentru ca voia Domnului să fie la această alegere. Dar am constatat, discutând, văzând e-mail-uri, că foarte multe biserici au primit de la Duhul Sfânt direct motivație să se roage mai mult ca niciodată pentru aceste alegeri și cred că sunt alegeri importante. Și îl cunosc pe Claudiu de multă vreme și știu că chiar înainte de Revoluția din 89, cu ceva timp, niște săptămâni, s-au unit, s-au rugat foarte tare pentru că au simțit în duhurile lor că e o schimbare de regim importantă. Ama nu vreau să fac comparații neapărat, dar și noi, ca și credincioși, simțim că alegerile care sunt prezidențiale turul 2 nu sunt nici alegeri obișnuite pentru un președinte sau un altul, pentru o persoană sau altă, sunt alegeri de care depinde direcția țării. Eventual, dacă puteți să comentați cu precizarea că nu aș vrea să faceți, să dați o direcție, pentru că nu ne-am angrenat în campania electorală și nu ne-am propus să dăm o direcție, decât să ne rugăm. Un lucru este sigur, Biblia ne spune foarte clar că noi ca și credincioși suntem chemați să fim parte la lucrurile care se întâmplă într-o națiune. Niciun credincios nu are voie să fie separat de realitatea politică, economică, culturală și religioasă a țării în care trăiește. Fiecare credincios este responsabil și implicat direct în activitatea spirituală care se numește rugăciune și post pentru națiune. Nu există bilet de concediu, nu există permisie la lucrurile acestea, ci fiecare în parte este chemat să ridice mâinile, să postească și să se roage. Da, în urmă cu 25 de ani, Dumnezeu ne-a descoperit acest lucru, eram mult mai tânăr pe vremea aceea, dar împreună cu un grup de tineri am înțeles nevoia disperată și am realizat că, de fapt, cea mai puternică armă pe care noi o avem este postul și rugăciunea. Și că, într-un mod real, privind în Scriptură și în istoria lumii, Dumnezeu a schimbat mersul lucrurilor și istoria națiunilor atunci când au fost oameni care au plătit prețul mijlocirii a rugăciunii și postului pentru națiune.
Ceea ce vreau să spun este că și în zilele acestea foarte mulți credincioși, eu știu, de exemplu, o biserică la Băile Felix, cu un prieten bun de-al meu acolo, care postesc 40 de zile, ei și mai mulți frați și surori din țară. Micuța noastră biserică, Sfânta Treime din Timișoara, a postit 10 zile pentru lucrul acesta. Sunt multe alte biserici care au făcut lucrul acesta. Ceea ce este important să știm este că Dumnezeu este suveran peste istorie. Că nimeni și niciodată nu va conduce istoria aceasta fără voia și fără știrea lui Dumnezeu. Pentru că intenția mea nu este să pledez pentru niciun candidat, nu este nici locul, nici scopul. Ceea ce vreau să spun este că, indiferent de candidatul care va fi, noi ne rugăm ca Dumnezeu să prezideze conducerea României. Și ne rugăm ca Dumnezeu să aleagă un om și, indiferent care va fi dintre cei doi, trebuie ca omul acela să fie pătruns de frică și de respect față de Dumnezeu și față de oameni, până în măduva oaselor. Și să fie un om care are frică de Dumnezeu. Și dacă nu are până acum, acum se intre în oasele lui. Și în numele lui Iisus Hristos, așa ne rugăm. Și omul acela, indiferent care este el, repet, dintre cei doi, să fie un om care înainte de toate, pentru că este un om deasupra tuturor celor 21 de milioane, să fie omul care își ridică ochii spre cer. Pentru că de acolo lui și nouă ne vine ajutorul, spune Biblia. Și cred că este important și definitoriu să înțelegem lucrul acesta. Chiar dacă ai o opțiune, într-un fel, de stânga sau de dreapta, un lucru este sigur. Dumnezeu poate schimba oameni. Dumnezeu poate atinge oameni. Și noi asta trebuie să ne rugăm. Iar noi suntem chemați să facem lucrul acesta pentru că Dumnezeu ne ține parteneri cu El la această lucrare. Avem responsabilitatea aceasta să ne rugăm, să postim, să-L chemăm pe Dumnezeu să facă lucrurile cum trebuie. Pentru că acesta este punctul. Ca și credincioși. Țara aceasta este o țară care are peste ea numele lui Dumnezeu. Țara aceasta este o țară în planul lui Dumnezeu și rugăciunea noastră trebuie să fie aceea ca Dumnezeu din cer, care conduce destinele omenirii și a României, să alinieze această țară la planul care urmează să fie pregătit pentru venirea lui Iisus Hristos. Acesta este punctul central. Nu alegerile, nu să ne meargă bine, ci să vină, să pregătim întoarcerea lui Iisus Hristos. Acesta este punctul. Iuliu, cum vezi, cum să ne rugăm pentru aceste alegeri peste câteva zile? Așa să leg de tema noastră. Tema noastră a fost cultura onoarei, cum să onorăm pe Dumnezeu. Este o carte care se axează pe asta, a cinsti pe Dumnezeu. Cartea profetului Maleahi, ultimul profet din Vechiul Testament. Și fiindcă este pe această cultură a cinstirii lui Dumnezeu și durerea lui Dumnezeu că nu-i cinstit, citesc doar din versetul 6 din capitolul 1. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Să nu uităm că Dumnezeu este și astăzi tată. Dumnezeu este și astăzi stăpân. Amen. Și să nu uităm cine e stăpânul României. Dumnezeu. Și președintele trebuie să recunoască că Dumnezeu este și tată și stăpân. Și uitați ce cere tatăl. Cinstește! Eu vreau să fiu cinstit, să fiu respectat, să fiu onorat. Fiindcă este stăpân. Noi până acum n-am subliniat că Dumnezeu este stăpân. Ce zice? Da, respectăm, Dumnezeu e bun, unii consider că e un bătrânel simpatic. Nu. Aș vrea să subliniez pentru aceste alegeri, această imagine a unui Dumnezeu stăpân. Amen. Amen. Unui stăpân. Noi credem că noi suntem stăpâni. Că avem toate pârghile în mână. Nu. Dumnezeu este stăpân. Amen. Și aș vrea să strigăm, fiindcă tu ești stăpân, îndură-te de țara aceasta. Amen. 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 Atât cer. Și cine va fi președinte? Să se gândească la profeția lui Maleahi. Dacă sunt stăpân, unde este teama? Stăpânul României este Dumnezeu. Stăpânul națiunilor este Dumnezeu. Să ne raportăm ca la un stăpân. Și atunci trebuie să avem reverență și frică de acest stăpân. Și atunci trebuie să vedem că acest stăpân vede corupția, acest stăpân vede minciunile, acest stăpân vede ticăloșiile și va interveni. România trebuie să știe că are un stăpân.
și stăpânul este în ceruri. Amen. Deci nu, aș vrea în mod deosebit că prea dulce e doar ideea de tată pentru noi, dar ideea de stăpân e mai aspră. Și trebuie să venim cu această imagine din Malahi. Dumnezeu este stăpân. Și acum vom veni și vom cere, stăpâne, și este și ideea asta în fapte, stăpâne, îndură-te de noi. Îndură-te. Alege-le să fie îndurare pentru noi. Amin. Și tu știi cum e mai bine, dar îndură-te de noi, fiindcă ești stăpân. Amin. 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 Păi, cred că am putea chiar să ne rugăm, pentru că au fost puse foarte multe lucruri și cred că... Aș vrea să vă uniți cu noi în rugăciune. Poate este o rugăciune cum poate n-a mai fost altă dată. Și așa după cum am fi spus, cred că România este la răscruce și alegerile acestea nu numai sunt alegeri între doi candidați, ci alegeri care... determină și alinierea României la planul Domnului, dar ne credem în suveranitatea lui Dumnezeu. Amin. Și în puterea lui. Da. Și vreau să precizez clar, și nu am nicio intenție de a intra în conflict cu credința Bisericii Ortodoxe, eu afirm aici că patronul spiritual al României nu este apostolul Andrei, ci patronul spiritual al României pentru pământ și eternitate este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Andrei însă este pentru noi un apostol pe care îl respectăm, îl iubim și vrem să avem smerenia lui. Numele lui este luat de asociația pe care o conduc. Și să onorăm ca de altfel. Haideți să ne rugăm cum Dumnezeu vă călăuzește și să cerem. Doamne, stăpâne, inima noastră se uită spre tine, stăpâne. Tu ești stăpânul care este în ceruri. Îndură-te de România. Amin. Dacă ești stăpân, unde este teama care ți se cuvine? Aș vrea, stăpâne, să fii respectat de la președinte, de fiecare cetățean. La președinte începând de fiecare cetățean. Și-și cere doar atât, stăpâne, arată-ți puterea ta cea mare. Întindeți mâna ta peste această țară. Amin. Trimiteți îngerii tăi peste această țară. Da. Trimiteți legiunile de îngeri în această țară ca să stăpânești tu, Doamne Dumnezeule, să dai îndurare tu. Vreau, Doamne, această țară să recunoască că tu ești stăpânul din ceruri și de aceea trebuie să trăim o viață știind că trebuie să ne temem de tine, Doamne. Te adu temerea de Dumnezeu în România. Adu teama de Dumnezeu în România. Amin. Stăpânești cer doar atât. Da. Alege tu. Amin. Tată, în numele Domnului Iisus, ca un singur om împreună cu toți cei care se uită la noi și se roagă împreună cu noi, noi declarăm că Tu ești Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ, că istoria oamenilor este în mâna Ta, că inimile împăraților sunt în mâna Ta și că Tu le îndrepți ca un râu încotro dorești Tu. De aceea, Te rugăm acum pentru aceste alegeri care urmează. Numai Tu cunoști sfârșitul lor și Tu cunoști nevoia reală acestei țări. Noi strigăm către Tine, întinde-ți mâna de Dumnezeu. Amin. Peste neamul nostru. Amin. Românesc. Amin. Fie, Doamne, ca îndurarea Ta să fie aceea care coboară peste noi. Amin. Și care va conduce istoria noastră mai departe. Ne rugăm să păzești granițile acestei țări. Amin. Și orice fel de tentativă de a scoate țara noastră la mezatul lumii acesteia să fie dată pe față. Amin. Să fie legată și făcută fără putere. Amin. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Din Nazaret. Amin. Indiferent că ofertele vin de la nord, la sud, de la est sau de la vest, neamul acesta românesc să rămână sub protecția, binecuvântarea și călăuzirea Ta. Amin, amin. Doamne, aliniază biserica din România, indiferent de cult și de confesiune, la planurile Tale. Amin, amin. Aliniază România la planurile Tale, din punct, amin, de vedere economic, social, amin, politic și cultural. Spune Dumnezeul nostru, spune, puneți mâna peste țara aceasta și aliniază-o la planul Tău divin, amin, pentru pregătirea venirii Fiului Tău, Iisus Hristos, amin, pe norii slavei. Doamne, ne încredem în Tine. Declarăm și proclamăm domnia și suveranitatea lui Iisus Hristos, amin, Domnul, amin, peste neamul nostru românesc, amin, de la nord la sud și de la est la vest. Și cerem ca îndurarea Dumnezeului triunic să coboare peste neamul nostru românesc, să aducă mântuire, să aducă eliberare, să aducă vindecare și viață, restaurare și vindecare la toate nivelele societății românești. Ne rugăm aceasta pentru președinte,
pentru guvern, pentru parlament, pentru primari, pentru șefii de județe. Ne rugăm pentru fiecare om de pe suprafața acestei țări. Îndurare dumnezeiască, amin, mântuire dumnezeiască, amin, restabilirea relațiilor dumnezeiești. Amin. Și peste toate, domnia și stăpânirea lui Iisus Hristos. Ne-am rugat toate acestea în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tată Ceresc, și de aici din studio, Doamne, cu invitații noștri, Doamne, cu echipa Alfa Omega și cu toți cei care ne urmăresc, Doamne, credem că Tu ai luat aminte în aceste rugăciuni, la rugăciunile mii și mii de credincioși și că Tu îți împlinești voia Ta cu România și Tu aliniezi România pe făgașul hotărât de Tine din veșnicii. Încredințăm aceste alegeri în mâna Ta, Doamne, și așteptăm să vedem cu credință și cu așteptare cum Tu vei lucra. Mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă mulțumesc și vouă pentru participarea la această emisiune. Cred că a fost o seară specială, interesantă și cred că a fost o revelație pentru mulți dintre cei care ne-au urmărit și cred că Dumnezeu a luat aminte la rugăciune spuse din acest loc. Și vă reamintesc că îndemnați-vă unii pe alții în biserica din care faceți parte, zilele care urmează, vineri, sâmbătă, duminică, sunt zile în care să faceți tot felul de rugăciuni cu cereri și mulțumiri și să postiți pentru ca Dumnezeu să-și împlinească voia Lui cu România. Dacă ați avea foarte scurt un gând final, pentru... Rugați-vă, postiți și mergeți la vot. Frate Iulie. Dumnezeu iubește România și România să iubească pe Dumnezeu. Amin. Cu aceste gânduri vă lăsăm pe mâini bune și nu uitați, iubiți România și faceți ce vă îndeamnă Duhul Domnului în zilele următoare pentru ea. Dumnezeu să vă binecuvânteze.